Domnule prim-ministru De Croo, spuneați că piața unică europeană reprezintă o prioritate pentru dumneavoastră și vreau să vă spun că astăzi în România zeci de mii de transportatori sunt în stradă și protestează pentru că vor în piața unică europeană. Austria a decis, cancelarul Niabăr, că România nu trebuie să intre în spațiul Schengen, nejustificat, fără niciun fel de motivație, dar astăzi mii de firme de transport din România, zeci de mii de transportatori, au pierderi financiare uriașe, sunt umiliți pentru că trebuie să piardă ore și zile la punctele de trecere a frontierii. Trebuie să puneți această prioritate și dumneavoastră, și dumneavoastră, domnule vicepreședinte Sefcovic, pentru că această situație este absolut intolerabilă. Și trebuie să găsiți acele fonduri care să fie puse la dispoziție imediat și firmele de transport și transportatorii să fie compensați. Aceștia nu au făcut nimic greșit și merită ca să fie compensați pentru pierderile financiare uriașe și pentru umilințele la care sunt supuși transportatorii români, fără ca aceștia să facă nimic greșit, repet, și doar pentru faptul că vor să fie piața unică europeană, o obligație a noastră a tuturor. Mulțumesc!